O temelie de pe care să putem să clădim. Și numai nu puteam să găsim cum să punem lucrurile ca să putem să clădim împreună și să ne înțelegem. Și atunci Duhul Domnului ne-a vorbit și ne-a spus: mulți vin în câmpul de viziune și mulți vor să facă istorie. Și în adunări sunt mulți care vrea să facă istorie. Și mie îmi place să fac istorie și aș vrea să fiu un om care să fie numit un făcător de istorie după ce voi pleca din lumea aceasta. Dar pot să fac o istorie pentru mine însumi sau pot să fac o istorie pentru Dumnezeu, pentru că reprezint împărăția Lui. Și lucrul Domnului mi-a spus: vei fi numit făcător de istorie, dar va trebui să schimb agenda și să ai agenda mea. Am ieșit pe străzi și oriunde te-ai duce, în special pentru că sunt singurul om alb acolo, toată lumea se strânge în jurul nostru. Poți să ai 200 de oameni așa, bătând din palme, care să vină și să te asculte. Dar dacă n-ai ce da, e posibil să termin rău. Sunt foarte multe triburi, sunt foarte multe războaie între ei, se mănâncă unul pe altul, când se fură unul pe altul, se mănâncă ca să știe că l-a terminat și l-a și mâncat. Nu este poliție, nu este armată, nu este nimic, o rază de 400 de kilometri. La cine ai putea să ceri ajutor? Cine ar putea să te ajute? Dumnezeu. Dumnezeu, e adevărat. Și am ieșit și mă uitam și parcă începea să mă cuprindă frica. Și mă uitam în stânga și în dreapta și mă gândeam: Doamne, ce aș putea să le spun? Pentru că toți spun că sunt creștini. În fiecare biserică în care mergi, toți sunt creștini. Dar biserica i-a acceptat așa cum sunt. Veniți, nu-i nicio problemă. Veniți aici. Mai cumperi o nevastă, nu-i nicio problemă. Ai 7, e ok, vino în pace numai. Dimineața vii cu noi, după masă, du-te cu cealaltă biserică. Nu-i nicio problemă, trebuie să aibă și oameni la program. Și-am văzut un compromis care a mers așa de departe, încât nu poți să mai vezi pe Hristos proslăvit între ei. Și-am zis: Doamne, eu n-am venit aici pentru așa ceva. Eu am venit aici să-mi dau ultimii ani în care mai pot face ceva, pentru ca tu să fii proslăvit. Și-am zis: Doamne, ce mesaj vrei tu să-mi dai? Cu ce să încep? Am început un studiu biblic în casa în care stăteam cu translatorul meu. Și în prima seară am avut deja 20 și ceva de suflete care au vrut să vadă ce spune o oală. Și în timp ce m-a rugat Domnului, Domnul mi-a spus: spune-le despre familie. Avusesem o experiență interesantă. Am prezentat un film care luasem de aici, de pe la Sibiu, cu privire la puritatea în familie. Îl prezentasem într-o altă localitate, cu 2 ani în urmă. Și mi-a venit imediat în minte când Domnul mi-a spus: Doamne, tu știi că am avut un eșec acolo. S-a ridicat unul și a zis: frate, știi ceva? Filmul e bun, dar nu-i pentru noi. La noi femeia e un drept comun. Și am zis: serios? Dacă nevasta va ieși pe stradă, e un drept comun, poți o aibă toți. Dacă fetele se duc acasă de la biserică, de aici, de la închinăciune, poți să o iau oricine, e un drept comun? Și el a zis: nu, nu ne înțelegi. Femeia țară noastră nu poate să zică nu. Pentru că a zis el, cultura noastră este diferită decât cultura omului alb. Și atunci Duhul Domnului mi-a dat un răspuns, care era un răspuns care putea să mă poste viața. Ei s-a prins imediat. Și am zis: ascultă, frate, dacă cultura ta nu va fi invadată de cultura lui Dumnezeu, îți vei pierde timpul venind la biserică. Îți vei pierde timpul spunând că ești creștin și la alții și vei înșela și la alții. Iar sfârșitul tău va fi în iadul cu foc. Și vei plânge pentru o veșnicie. Previților, aceasta nu e doar în lumea, să zic așa, ai culților, al înapoiaților.
a triburilor care încă trăiesc în epoca pietrei. Această diminuare a credinței, această diluare a aspectului spiritual pe care Domnul a vrut să îl avem, este o realitate în toate bisericile, oriunde mergi. Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea din toată inima să vă reamintesc prin cuvântul Domnului câteva lucruri. Domnul ne-a chemat la viață. Ne-a chemat la adevăr, poate pentru mulți dintre dumneavoastră, Domnul a vorbit din repetate rânduri. Schimbă lista priorităților tale. Dar ai considerat că e destul că vii la biserică? Ai considerat că e destul că vestești Evanghelia din când în când? Sau chiar ești respectată biserică? Într-o vreme ca aceasta, vreau să vă spun că vremurile acestea sunt așa de aproape de venirea Domnului, încât nu avem timp să mai jucăm teatru și să petrecem biserică în biserică prezentând show-uri. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ungerea divină a Duhului Sfânt peste noi. Avem nevoie ca atunci când deschidem gura, focul Duhului Sfânt să ardă, să licească lucrările demonice. Eram la conferință în urmă cu 2 ani și am mers împreună cu o păstoriță din Melbourne și un pastor de la o biserică spaniolă din Brisbane. Și în timp ce ne rugam, a urmat păstorița la cuvânt din Melbourne. Femeia aceasta are un dar de la Dumnezeu extraordinar. Când se ridică și se uită peste gloate, începe să vadă, să vadă demonii care sunt în cei ce sunt în biserică. Și Duhul Domnului a început să-i arate, începând din primul rând, că acolo sunt lucruri care nu sunt după voia Domnului. Și a spus, în seara aceasta, vom avea ceva special. O să miroase puțin așorit de diavol. În seara aceasta, focul Duhului Sfânt va trece de la fiecare, de la unul la celălalt. Și duhurile care încearcă să se opună vor fi păcălite și vor fugi apoi. Pentru că am venit aici ca să prezentăm o Evanghelie mai puternică decât ceea ce ei pot să ne arate. Tocmai vorbise cu cei din jur de acolo că unul dintre oamenii care făceau blesteme și era foarte bine plătit, omorâse pe cineva care era un politician în zonă și mulți veneau la el să-l plătească ca să facă vrăși și să omoare oameni. Chiar legislația are anumite legi și paragrafe care pune în fața cortului, în fața tribunalului, cazuri de genul acesta. Pentru că este o spiritualitate drăcească, extraordinar de dezvoltat. Și atunci am zis, Doamne, ce vom face? Și am zis, Doamne, ce se va întâmpla în seara aceasta? Și când a început să vorbească din cuvântul Domnului dintr-o dată, parcă văd cum sora a spus, în numele Domnului Iisus Hristos, vom lua autoritatea care ne-a dat-o și vom trece la lucruri să curățim aria. Și a poruncit demonilor care făceau o forfodă, erau ca un zunță de albină. Vorbeau unul cu altul ca și cum ar fi fost la cinematograf. Și le-a poruncit, taci, fără gură. În seara aceasta am să vin după voi, am să vă leg și am să vă trimit la lemn. În momentul în care a terminat, din primul rând, erau un rând de misionari, vreo 10 misionari, care erau din toate țările, inclusiv din Statele Unite. Unul dintre tineri, un tiner înalt de 2 metri, dintr-o dată a fost aruncat cu fața la pământ și a început să meargă ca un șarpe prin fața amvonului, încercând să iese spre ieșire. A mers sora către el, l-a oprit și a pus mâinile deasupra lui și a poruncit ca acel demon să părăsească trupul. Și în câteva secunde l-a părăsit, omul acela a fost liber. Și a zis, Doamne, pentru așa ceva am venit eu în Papua Noua Guinee. Să știe iar în întreg că eu sunt slujitorul ta. Ne-am adus aminte de omul lui Dumnezeu, Ilie, care a zis, când s-a rugat, a zis să știe
oamenii aceștia să știe cei ce privesc la El. Să știe că Dumnezeu cerului este Dumnezeu cel viu și adevărat, creatorul la toate cele văzute și nevăzute, iar El este slujitorul tău. Într-una dintre eram la rugăciune și Duhul Domnului a început să ne facă de cunoscut că diavolul vrea să tulbure. Și știam că aceasta este planul lui, dar acum era ceva deosebit. Și ne rugam în fiecare dimineață, ne sculam la 2, la 3 noaptea, depinde cât eram de obosit, câteodată la 4. Și ne rugam și afară, în afară casei, auzeam țipete, auzeam urlete. Auzeam persoane care erau ca și cum ar fi chinuite. Și cred că au fost demonii care erau în jur. Dar într-una din seri, înainte de a ne întoarce în Australia, ca să venim în pace, cel care este translator meu mi-a zis: pastore, n-aș vrea să pleci până când ne rugăm pentru o fetiță care lucra în casa lui. Și a zis: cred că este blestemată pentru că se întâmplă ceva lucruri groaznice cu ea. Și a pierdut mintea. Era o fată așa de bună, bună la școală, bună în casă, respectată în tot satul. Și acum nu e în stare nici măcar să meargă dintr-un loc în altul. Pornește și dintr-o dată se oprește că nu și-a duce aminte ce a vrut să facă sau unde vrea să meargă. Și aș vrea să ne rugăm, să ne rogi pentru ea. Și am zis: ne vom ruga. Când vii acasă, ne vom ruga pentru ea. A venit seara, pe la 10 și jumătate târziu, destul de târziu, a doua zi dimineață, ne plecam spre Australia. Și am invitat pe fata aceasta să ne spună ce se întâmplă cu ea. Vă spun aceasta pentru că vreau să vă fac de cunoscut. Că, așa cum spune cuvântul Domnului, trebuie mai întâi de toate să ne aliniem prioritățile și trebuie să înțelegem că Dumnezeu a făcut toți oamenii, ieșit din unul singur, puși în locuri în care au hotare, să facă tot ce pot și să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească. Iar pentru că ești în locul acesta, ești responsabil pentru mai mult decât cei care sunt afară. Și aș vrea ca să simți această responsabilitate. Că în timp ce alții merg în iad, afară, noi considerăm că mergem în rai, aici, înăuntru. Și Domnul ne va întreba ce am făcut pentru cei de afară. Pentru cei care vreți să înțelegeți că lucrul acesta este o realitate divină. Și pentru cei care vreți ca în seara aceasta, eventual să schimbați direcția și să vă aliniați cu ceea ce Domnul are pentru noi. Aș vrea să deschideți Sfintele Scripturi, dacă vreți să fiți cu mine, în Ezechiel, capitolul 9, în versetul 4, unde cuvântul Domnului spune așa: Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uriciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți i-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tine, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Va veni vremea când îngerul acela va veni în biserica din Vulcan. Ca să pună semn pe frunte și să vă spună că aveți drept să fiți protejați sau nu aveți drept să fiți protejați. Pentru că nu v-a păsat de păcatul de afară și de cei care mor în păcat. La 10 și jumătate s-a întors acasă și am zis: hai să ne rugăm pentru ființa aceasta, hai să stăm de vorbă cu ea. Am invitat-o la o masă lungă care era în sufragerie acolo. Ea era de o parte, eu eram de alta. Iar translatorul era de partea ei și am zis: ce se întâmplă cu tine? Ți-aduce aminte când ți-ai pierdut mintea? Ce s-a întâmplat de fapt în viața ta? Ți-aduce aminte exact când a avut evenimentul acesta loc? De când a început să fie acest control peste tine? Și i-a spus: pastore, mai întâi de toate vreau să spun ceva. Toți pastorii, toți evangheliștii care au venit în zonă, părinții mei i-au adus să se roage pentru mine. Și nu s-a întâmplat. Și am zis: nimeni. În seara aceasta este seara în care tu poți să fii liber și în seara aceasta
Este seara în care Dumnezeu însuși va curăța ființa ta. Dar vreau să știu dacă tu ești gata să mă mărturisești ce s-a întâmplat. Pentru că diavolul nu poate să intre în viața de la mâini. Eu sunt blestemat, am avut prorocii multe. Se pun blesteme peste tine. Se fac tot felul de lucrări satanice. Nu mă vor atinge niciodată. Atâta vreme cât îl slăvesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea și îmi trăiesc o viață de sfințenie, diavolul va veni doar aproape de mine. Pot să trec chiar prin valea umbrei morții, dar moartea va trece dincolo, pentru că eu sunt acoperit de sângele Domnului. Și Îngerul Domnului, chiar dacă este Îngerul Morții, are această însărcinare de la Dumnezeu însuși, acolo unde este semnul legământului celui nou. Nu-i proprietatea ta. Treci mai departe. Și am întrebat-o dacă în seara aceasta tu ți-aduci aminte, poate ai fost martoră când cineva a omorât pe cineva, ei țin secrete, poți să omori tot tribul, nu va spune nimeni cine a omorât pe cineva. Sunt gata să moară cu toată familia, dar niciodată nu va turna pe cineva, indiferent cine ar fi. Și atunci, dacă ai văzut cândva când a omorât pe cineva, sau dacă știi, sau ai fost de față, când a fost omorât unul și a fost mâncat, în seara aceasta trebuie să mărturisești. Pentru că vreau ca să fii liber și Domnul vrea lucrul acesta. Dacă știi că cineva a fost abuzat, schingiuit până când a murit și ai fost de față și n-ai spus, în seara aceasta trebuie să mărturisești Domnului ca Domnul să poată să intre în autoritatea Lui peste tine. Dacă ai fost abuzată sau folosită, dacă ai fost dusă la închinări demonice sau ai făcut vreun ritual satanic, dacă ai fost parte din unele lucruri demonice pe care poate nici nu le cunosc eu, tu trebuie să spui. Pentru că acele uși trebuie să fie închise, trebuie sigilate prin sângele Domnului. Pentru că apoi, trupul tău să devină templul Duhului Sfânt și tu să fii sfințită, eliberată și apoi umplută, îmbrăcată cu puterea Domnului. Și a s-a întors de translator și a început să vorbească în limba ei. Și a spus, vreau să mă mărturisesc. S-a mărturisit. După ce s-a mărturisit, translatorul meu a spus doar atât. Sunt lucruri deosebit de grave, pastore. Și a zis la mine. Dacă ne-a mărturisit, dacă nu are ceva de spus, întreabă, să spună tot. Și a zis, nu mai am nimic. Dar zice, vreau să-ți povestesc cum s-a întâmplat în viața mea. Am mers în clasa 10 și am fost prima la știință, deci fizică, chimie și matematică, am fost prima pe școală. Am fost foarte apreciată. Am mers în clasa 10 și în al doilea semestru am început să am probleme, iar semestrul 3 n-am putut să trec la toate obiectele. Am mers în clasa 11, crezând că cumva am să-mi revin. Dar după câteva săptămâni mi-am dat seama că nu mă mai pot concentra, iar mintea mea este luată și eu nu pot să gândesc și eu nu pot să iau decizii pentru mine însumi. Și m-am retras, am spus, m-am retras, aveam o frică, o teamă în mine, nu puteam să mai privesc pe nimeni în față, am fugit de mine însumi și de tot ce e din jur. M-am ascuns pe unde am știut mai bine, să nu mă mai găsească nimeni, doar mama mea știa. Și când venea cineva să se roage pentru mine, mă găsea doar mama mea. Au venit nopți în care demonii m-au luat din cameră, spunea, și m-a dus sus pe munte, acolo unde nu merge nimeni decât în grup. Pentru că sunt animale sălbatice și pot să fii mâncat de animale sălbatice. Și într-o noapte, când m-a dus demonii acolo, au venit animalele și ne-au lins mâinile. Iar satana a venit și mi-a pus mâna pe frunte. Din seara aceea, din noaptea aceea, am pe fruntea mea, a spus, o banderolă de metal, o simt, de câte ori pun mâna, iese aici. Cred că mi-a pus un nume, cred că m-a blestemat. Și de atunci, îmi merge tot mai rău. Și mi-a spus din nou, nu știu dacă o să se întâmple ceva, pastorii, dar să nu fii descurajat. Și am zis, nu. Noi vom merge în numele Domnului Iisus Hristos acum și aș vrea să te invit să te predai Domnului. Dacă ești gata să-ți dai viața în mâna Domnului în seara aceasta, după ce ai mărturisit toate păcatele tale, după ce ai lăsat în sângele Domnului să intre, să prelucreze ființa ta, după ce ai lăsat orice colțișor care l-a ascuns să fie descoperit și orice demon să fie luminat acum de prezența, de puterea, de focul Duhului Sfânt, acum te invit. Dacă crezi că nu ești presată de invitația mea, ci hotărăști tu să faci lucrul acesta,
aș vrea să te conduc în rugăciunea de predare în mâna Domnului. Și a zis, pastore, vreau să fiu liberă. Eu nu dorm noaptele ani de zile. În fiecare noapte demonii vin și mă chinuie. Mă scol mai obosită dimineața decât când mă culc. Și am zis, hai să te conduc în rugăciune. Am luat-o într-o rugăciune de mărturisire, de renunțare la diavolul, la lucrările demonice, de renunțare la ocultism și închinările satanice, de renunțare la amuletele care le avea pe ea și care o legau de lumea spirituală, dedicând-o unor spirite. Și după ce am terminat această rugăciune, martorii mei este Dumnezeu, la tot ce vă spun acum, m-am ridicat și am ridicat mâinile în sus și am zis, Tată, Tu întotdeauna m-ai ascultat. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog frumos, intră la lucru. Casa este curățată, ușa este deschisă. Te invităm să-ți iei locul de cinste și să locuiești pentru totdeauna în ființa aceasta. În momentul în care am spus aceste cuvinte, demonii din această ființă au început să se războiască într-un fel în care nu m-am așteptat. E o ființă de 17 ani, slăbuță, amaretă. A luat masa aceea care era o masă de lemn masiv. Aproape să-și face unghiile în ea, ar fi vrut să o rupă în bucăți. A ridicat-o în sus și a plântit-o de pământ. Fața ei se schimba în diferite fizionomii. Trupul ei tot tremura. Am prins-o de mâini. Translatorul meu a prins-o de spate să o așeze pe scaun. A început să danseze cu noi în toată camera și să mutăm masa și să facem zgomot. A venit soția translatorului nostru. Am înțeles că vom avea de luptat cu demonii. Dar începea să-mi placă. Am zis, Doamne, sunt unde mă vrei Tu. Și asta vreau să se întâmple. Să văd cum demonii vor fi îngroziți când focul Duhului Sfânt se coboară. Am început să comand demonilor să lase ființa ei și au început să vorbească cu mine. Și a început să spună, Tu n-ai putere să ne scoți afară pe diferite voci. Tu n-ai putere, Tu nu poți să lupți împotriva noastră. Și am zis, în numele Domnului Iisus Hristos am toată puterea și am să vă leg în seara aceasta și am să vă arunc în iadul de foc și de pucioasă. Și pe altă voce mi-a spus, noi suntem mulți, noi suntem 20. Și le-am spus, am să vă număr unul câte unul și am să vă comand să ieșiți afară. Focul Duhului Sfânt să intre în fiecare celulă. Trupul acesta să fie prelucrat, să fie atins de focul Duhului Sfânt, fiecare parte ascunsă, care poate chiar a rămas ascunsă și nu la mărturisire. Și am zis, combinația demonică care este în tine, în trupul acesta, să-și înceteze activitatea în clipa aceasta. Și au început demonii să spună, nu, ea nu se califică pentru așa ceva. Ea a ars cuvântul Domnului. Ea este vinovată. Și am zis, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu cu toți care suntem aici și cerem iertare. Și în numele Domnului Iisus Hristos avem aceasta. Și îți mulțumim, Tată, că Tu o ierți, o speli, o curățești, chiar dacă a ars cuvântul Tău. Și a început o vibrească de păcate care le-a făcut. Și a început să spună tot ceea ce făcuse împotriva Domnului ca să ne descurajeze. Și am zis, vă poruncesc să tăceți, să nu mai scoateți o vorbă. În numele Domnului Iisus Hristos, voi trebuie să ieșiți afară. În seara aceasta am început să-i număr în timp ce spuneau numele și îi chemam afară. Martor îmi este Dumnezeu la tot ceea ce vă spun. Unul câte unul, duhuri ale Întunericului, au ieșit până la 16. La 16 a început să o sufoce, venea ceva până la piept și în timp ce încerca să iese afară, sau mai bine zis, probabil bloca căile respiratorii, a început să o sufoce și a început să tușească și a început să aibă o stare de vomiting, de vomă.
Nu vom uita nimic, făcuse doar spumele gură. Și atunci am adunat pe toți și am zis, eram epuizat, a durat o oră și jumătate, și am zis, rugați-vă în Duhul. Focul Duhului Sfânt trebuie să intre la lucru și să elimineze această ființă. Au pornit soția mea, au pornit soția celui care m-a translatat pe mine și translatorul meu, să se roage în limbi și să se lase călăuziți de Dumnezeu. Focul Duhului Sfânt s-a coborât cu așa putere. Când a ieșit acești demoni, care erau până la 20, ultimul a ieșit foarte greu, aproape să o trântească de pământ sufocată. S-a umplut casa de un miros groasnic. Să ne trântească la pământ așa urâte gaze, așa urât miros. Era un duh puturos, probabil era șeful lor. A ieșit afară. Duhul Domnului a intrat peste ființa ei, i-a umplut ființa și a început Duhul Domnului să vorbească prin gura ei și să spună pentru ce să ne rugăm și cum să fie sigilate anumite intrări pe care le-a folosit diavolul. Și dintr-o dată începe să spună, văd prin Duhul, văd în fața mea amuletele care le-am primit când am fost dedicată Bisericii Catolice. Erau niște amulete micuțe, dar le văd strălobite, le văd acum jos și acum sunt liberă. Simt că sunt liberă. Și dintr-o dată a început să strige, o travă, o travă, poison, poison. Și am zis, ce se întâmplă? Mi-am adus aminte că herbaliștii, cei care fac tot felul de vrăji, folosesc o travă pe care le pun ca o armă letală, mortală, în ființele peste care pun demonii să le folosească. Și în momentul în care ființa aceea încearcă să caute pe Domnul, acea otravă este reactivată și omoară, indiferent unde ar fi. Și atunci am invitat sângele Domnului Iisus Hristos și am zis, Doamne, te rog frumos să intri în fiecare celulă, sângele acestei ființe să fie diluat din nou cu sângele Tău, să fie combinat într-o formă în care nimic să nu fie rămas nepurificat. Au început să-i sară venele câte 2 centimetri, așa să le-am spus. Era o luptă spirituală care se dădea în venele ei. Mai avusese eliberări de demoni în Brisbane, dar nu în felul acesta niciodată. După ce Duhul Domnului a luat controlul complet și a început să se roage, a ridicat mâinile și le-a pus pe cap și a zis, în sfârșit, în sfârșit sunt liberă. Sunt liberă cu adevărat. Am plecat de acolo, ne-am bucurat foarte mult. A doua zi dimineața, s-a sculat de dimineață să ne conducă, mintea ei era întreagă din nou. Ne-a îmbrățișat și a spus, pentru prima dată după mult timp, am dormit liniștită. La o săptămână mă sună translatorul meu și îmi spune, frate, păstor, sunt în satul de unde vine fata aceasta. Am venit aici pentru că Mariana a vrut să depună mărturisire în fața întregului sat și a triburilor. Sunt 3 triburi care se întâlnesc în același sat. Și zice, dacă ai fi aici, ai vedea cum Domnul a deschis o poartă de binecuvântare, parcă cerul este deschis și îngerii Domnului au coborât aici. Tot satul plânge. Aceasta avem nevoie, fraților, pentru o vreme ca aceasta. Cumpăr până și apa și mănânc fructe din copac. Dar mă bucur cum nu m-am bucurat niciodată, pentru că Domnul m-a chemat la o lucrare pe care doream de o viață. Am mers la diferite cercuri de rugăciune doar ca să rog pe Domnul să-mi deschidă ochii, să văd tot mai bine cum să-L cinstesc pe El. Peste tot pe unde am mers, Duhul Domnului ne-a însoțit. Am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și despre focul Duhului Sfânt în Biserică Baptistă și Domnul a botezat 3 cu Duhul Sfânt. Ne întoarcem mâine pentru un seminar acolo, vineri și sâmbătă, pentru că Domnul a coborât la lucru. Aș vrea să nu rămână doar o amintire că v-am vizitat în seara aceasta. Aș vrea să fiți încurajați de faptul că, chiar dacă trăim zilele de pe urmă, Dumnezeu vrea să fie în biserica care este în foc, care este plină de foc al Duhului Sfânt. Care atunci când își deschide gura să proclame cuvintele Domnului, proclamă legile împărăției lui Dumnezeu.
Să știe nu numai Dumnezeu despre ființele noastre, dar să știe iadul și să fie îngrozit când rostim numele Domnului. Am văzut în Australia cum singurul lucru care îl iubeam așa de mult, e tot mai restrâns. Nu mai putem vesti Evanghelia. Nu mai putem să cântăm corinți în locurile publice. Este ilegal. Nu mai putem să trimitem felicitări deschise de sărbătorile de iarnă cu numele de Iisus. Trebuie să fie season greetings, adică felicitări de sezon. Este tot mai împotrivă guverne și tot felul de organizații împotriva numelui despre care Biblia spune că nu s-a dat sub cerul al lume, în care oamenii să creadă și să fie mântuiți. Și aș vrea să spun înainte de a încheia, chiar dacă am depășit un pic, îmi cer iertare, dar aș vrea să vă spun că pentru fiecare dintre dumneavoastră este o investiție a lui Dumnezeu. În primul rând vreau să știți că nu sunteți la voia întâmplării în adunare, ci în locul acesta, în seara aceasta. Și Domnul vrea să vă spună că dacă până aici ați bătut într-o parte și în alta, gândind că poate ceva nu-i bine și trebuie să apelați la alții, Domnul spune așa, în El avem viața, mișcarea și ființa. Din El suntem și ai Lui suntem. Dacă murim sau dacă trăim, hai să alegem să trăim sau să murim pentru Domnul. Dacă mai trăim 10 ani sau mai trăim doar 2 zile, hai să alegem ca Domnul să fie proslăvit prin noi. În seara aceasta, prea iubitul meu, frate și soră, aș vrea din toată ființa mea să fii provocat de Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Să nu mai trăiești doar gândindu-te că ceva are să se întâmple, ci să te gândești cum poți să devii parte din ceea ce are să se întâmple, pentru că e planul Domnului. Aș vrea să fii așa cum a fost Neemia în odinioară, când s-a uitat în cărți, a citit, s-a împlinit profeția, dar n-a zis ce bine că eu am bani să investesc, lasă-i să construiască zidurile Ierusalimului, lasă să construiască și templul și am să mă duc să pun un hotel acolo care să-mi aducă un venit frumos, dar după ce se trece cu problemele acestea, nu-i vremea să mă duc eu acolo. Nu mă duc eu să vă expun la dracii care sunt acolo, stau liniștit. Cuvântul Domnului ne arată că Neemia, când a primit vești de la iscoanele care s-au dus să vadă ce se întâmplă înapoi acasă, a plâns multe zile, spune cuvântul Domnului. Și a fost așa de schimbat la față că împăratul l-a văzut schimonosit și l-a întrebat ce se întâmplă cu tine, Neemia. Aș vrea ca Domnul să vadă pe fața fiecare dintre noi că ceva într-adevăr se întâmplă din seara aceasta. Nu mai putem dormi. Nu mai putem trăi fără a pune pe lista noastră de priorități vecinii noștri, șefii noștri, edilii orașului, cei care fac legile în țara aceasta. Noi putem să punem atâta o travă peste ei și să spunem tot ce este mai rău. Dar Domnul ne-a chemat să binecuvântăm. Și așa cum semănăm, așa vom recolta. Și acum vreau să vă spun câteva lucruri care le aveți fiecare dintre dumneavoastră. Aceasta m-a întărit pe mine. Putem să avem cărți care să le folosim, putem să avem pregătire, putem să avem scrisori de acreditare. Dar dacă nu avem ungerea lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Suntem ai Domnului când ungerea Domnului este peste noi. Și aș vrea să spun că pentru fiecare dintre dumneavoastră, una dintre armele puternice pe care le avem, ca să se înfăptuiască ceea ce Domnul a zis și când va veni ziua aceasta despre care zice, ar muri tot din care o să judece lumea după dreptate, să putem să stăm drepți și să zicem, ce minunat ești, Doamne, mi-am sfârșit alergarea, te aștept ca să-mi spui vină binecuvântatul Tatălui. Cuvântul Domnului ne arată că ce avem numele acesta de Iisus Hristos. Orice vom cere în numele Lui, ni se va da. Nu e așa că ne-am obișnuit cu aceasta? Lasă predice, frate. Să tot spune ei că în numele Domnului Iisus o să avem și pâine, o să avem și bani, că nu se schimbă nimic. Am trăit și eu așa. M-am bazat și eu pe banii din portofelul meu și din banii din contul meu bancar. Poate a fost și motivul pentru care, la un moment dat,
am dat mai mult vieții acesteia decât relației mele cu Dumnezeu. Dar în seara aceasta vreau să spun că cuvântul Domnului ne spune și Domnul Iisus Hristos într-o spune că orice vei cere în numele Domnului ne va fi dat și spune că chiar Domnul Iisus Hristos va face pentru ca Tatăl să fie proslăvit prin Fiul. Poți să iei aceasta pentru tine în seara aceasta, preiubitul meu? Al doilea lucru pe care îl avem toți, poți să fii păstor sau să fii nimeni considerat în ochii unora. Ești un copil al lui Dumnezeu și asta e foarte important. Este sângele Domnului Iisus Hristos. Să nu uitați! Să vă acoperiți copiii, să vă acoperiți soțiile, să vă acoperiți lucrarea pe care o facem. Să vă acoperiți în fiecare zi cu sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că, indiferent ce atac demonii va veni, când sângele Domnului Iisus Hristos este peste ființele voastre, nimic nu se va întâmpla. Am călătorit în India peste 2500 de kilometri, într-o lume care este înțesată, sunt 3 benzi și 5 mașini. Sunt intersecții, merg semafoare, dar nimeni nu se uită la ele, decât probabil cineva de la turn, acolo să văd dacă mai funcționează. E un haos complet. Am mers în locuri în care erau hinduși care mai așteptau să vadă ce o să facă creștinul acesta, să vedem cum începem să-l atacăm. A fost locuri în care am fost chiar atacați, blestemați. Mi-aduc aminte, într-un loc în care au venit două vrăjitoare și au început să ne blesteme și pentru că nu înțelegeam limba, am început. Ca să află de la translator și el se ferea ca să nu mă descurajeze. Și într-un târziu l-am întrebat, spune-te rog, ce se întâmplă? Femeile acestea spun ceva împotriva noastră. Dar zice, frații au hotărât să meargă să le ia și să le ducă de aici. Și am zis, nu faceți aceasta. Noi suntem ai Domnului. Dacă Domnul este de partea noastră, așa spune Psalmul 23. Adaug eu, pentru că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă naște pe șumper și mă duce la ape de odihnă. Psalmul 91 spune, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci încerca în altul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge. Nici un rău nu se va apropia de corpul tău. De ce? Pentru că era atât de chiar ingenitul să fie cu tine acolo, să fie fumea, să fie pe mâine. Și am zis, începe să proslăviți pe Dumnezeu. Tot satul acela era un sat hindus, și toți oamenii de acolo urau pe cei care veneau să evangelizeze din când de când acolo. Dar eu n-am știut. I-au organizat evangelizări pentru mine în toată area, fără să mă consulte, pentru că și așa n-aș fi putut să știu prea multe și să le dau indicații. Și am zis, hai să lăudăm pe Domnul. Începeți să lăudați pe Domnul. Lăsați Duhul Domnului să se coboare peste voi. Lăsați puterea Duhului Sfânt să penetreze și să ne dea protecție îngerii Domnului. Înaintea Domnului mă mărturisesc că în timp ce am început să lăudăm pe Domnul și să lăsăm ca în limbi fiecare să simtă o comuniune deosebită cu Dumnezeu. Una dintre vrăjitoare a început să se nece și s-a sufocat la un moment dat și a fugit repede să bea apă și dus a fost. A doua, în câteva minute, a fost atinsă de Duhul Domnului la fel și a plecat. A venit acasă din locul acela și a văzut pozele. Pe poze erau îngerii Domnului, exact pe partea pe unde a fost vrăjitoarele. N-am putut să-i văd acolo. Dar am știut că promisiunea Domnului era că Domnul va fi cu noi. Va fi de partea noastră. Pentru că ne acoperisem cu sângele Domnului. Al treilea lucru pe care fiecare din noi îl avem și este bine să-l folosim și vă invit în numele Domnului să-l folosim. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul cântărilor de laudă ale copiilor, ale poporului său. Pregătește-o casa ca să fie un loc unde se poate coborî Dumnezeu? Nu v-ați întrebat niciodată de ce venim la adunare și slăvim pe Domnul cu cântări mai întâi de toate? E pentru că vrem să pregătim locul unde altarul lui Dumnezeu să fie un loc unde Dumnezeu poate să coboare, îngerii Domnului poate să coboare și să urce. Cântarea de laudă ne arată cuvântul lui Dumnezeu ca o cea mai puternică armă prin care s-au câștigat cele mai puternice lupte și au căzut zidurile Erihonului despre care nimeni nu s-a așteptat că vor cădea. Lăudați-l pe Domnul, frații. Am avut situații în familia mea când aveam de plătit cam 10.000 de dolari pe lună piluri, cum se spune? Facturi. Și le-am pus pe masă și am zis, hai să lăudăm pe Domnul. Hai să cântăm slavă Domnului, să-L cinstim pe El și să-I mulțumim că toate acestea sunt plătite în full, complet. N-am mai rugat pe Domnul să le plătească, i-am mulțumit.
Și Domnul a fost acel care mi-a venit. A fost în situații în care nu mai puteam să le plătesc, iar casa lui era plătită 3 luni de zile, una dintre casele în care stăteam. Și am zis, facă Domnul ce o vrea. Domnul a dat Domnul la Domnul fie lăudat. Și Domnul îmi spune printr-un proroc și îmi spune așa, încă 4 zile și voi ridica povara care este peste tine și casa ta. Oh, în mintea mea m-au vizitat multe gânduri. Chiar și gândul că vreo 1 milion vom fi dăruit de cineva și o să scap de toate datoriile. Dar nu era de la Domnul. Era gânduri umane. Și ne-am rugat și am postit împreună cu soția și cu copiii. Și acum a venit a 4-a zi. Era ora 6, am încheiat rugăciunea, am încheiat postul. Mi-era frică să mă uit spre soție, să nu cumva să mă întrebe ceva. Și ei era frică să uite spre mine, să nu cumva să zic, s-a terminat 4 zile și uite, nu s-a întâmplat nimic. Și într-un târziu, nu puteam să ne ducem ca mulții la mâncare, nu? A trebuit să comunicăm și să vedem și zic, păi, s-a terminat și totuși nu s-a întâmplat nimic. Și soția a zis, e adevărat, dar ziua încă nu s-a terminat. Dar așa să ne culcăm. Lasă-l pe Domnul să lucreze. A doua zi dimineață, după ce am adormit foarte greu, când ne-am trezit, am avut un sentiment care nu l-am avut niciodată. În viața mea n-am avut o asemenea experiență. Eu de obicei sunt mai inimos, așa, dacă am 10 lei datorie la cineva, eu nu dorm până când trebuie să-i dau înapoi 10 lei aia, ca să pot să dorm liniștit. Dar acum erau mulți bani care trebuiau plătit și nu mai aveam putere să-i plătesc. În dimineața aceea m-am sculat ca și cum eram gata să merg în parc, să mă plimb, să-L laud pe Domnul, ca și cum nu mai eram eu cel care trebuia să plătească toate facturile. Și mă întorc la soție și spun, zic, se întâmplă același lucru și cu tine? Zice, da, zice, nu știu de ce, dar parcă s-a luat povara, dar nu mai nimic peste bani. Și am zis, exact același lucru simt și eu. Zice, oare ce s-o fi întâmplat? Nu știu ce s-o fi întâmplat, dar probabil Domnul a trimis un înger să meargă să plătească toate bilurile, pe toate facturile. În câteva zile, Domnul a rezolvat tot. Bani care nu au putut fi plătiți 3 luni, una după alta. Domnul a făcut să fie plătiți pentru o singură lună. Fraților, slujim un Dumnezeu atât de puternic. Slujim un Dumnezeu atât de minunat. Haideți să pregătim locul în care Dumnezeu să se simtă bine. Haideți să lăudăm că Domnul de când noi avem ocază. Lucram într-un loc foarte plin de indieni. Erau peste 80% indieni, inclusiv toți șefii erau indieni. Și eu eram singurul alb. Și probabil eram și mai văsos un pic, că nu mă puteam ghiți prea mult. Și am zis, eu am făcut câteva inovații, câteva îndreptări acolo și am zis, am dreptul să zic asta și am dreptul să stau pe picioarele mele. Dar îmi venea tot mai greu să merg la lucru, pentru că vedeam cum mă sabotează. Mi-au furat și sculele. Și într-o zi mă rugam Domnului înainte de a merge la lucru, la ora 7 începea, la ora 5 jumate m-am sculat și mă rugam Domnului și îi spune Domnul, grăbește-te 10 minute înainte de a începe lucru, să fii acolo. Umple camera întreagă cu gloria mea, proclamă gloria mea și pune îngerii mei în fiecare colț. Și am început să merg în fiecare zi să fac aceasta. S-a schimbat complet mediul. Cei care mă apostrofau am venit să înceară sfatul. Cei care căutau să mă sape și să mă arunce de acolo au venit să vă propună să fiu promovat. Nu datorită mie, fraților, ci datorită faptului că noi folosim armele care Domnul mi le-a dat. Am mers Robert să iau un contract. El este un bun businessman, să știți. Eu nu am curajul lui de multe ori. El este foarte tare și foarte pe picioare și foarte drăzneț. Erau 24 de oameni care așteptau la contract. Era un contract care era de peste 250.000. Și era un contract bun. Și merge și așteaptă acolo și vin toți la el să-l întrebe cine ești tu, ce firmă reprezinți. Și el a zis numele la firmă și zice, te cunoști cu cineva de aici? Zice, da, tata se cunoaște cu directorul. Și zice, crezi că ai vreo șansă? Da, am toate șansele. Contractul acesta este al meu. Ieșea unul după altul și directorul spunea, nu ți-l dau, nu ți-l dau, nu ți-l dau. Și el era ultimul care trebuia să iei. Și când a rămas ultimul, s-a uitat în spate, nu mai era bine, a slăbit să fie Domnul. Deci a trimis acasă, mai intru eu. A intrat și îl întreabă directorul, de ce crezi tu că aș putea să-ți dau eu ție contractul după ce nu l-am dat la 24 de firme care au vechime de 20 de ani și le-am dat pe toți afară. Și el zice, a, e simplu. Zice, consider că eu sunt singurul care pot să fac contractul ăsta în timp
și să vă dau satisfacția maximă, să fie de calitate și să mă chema și după aia. S-a uitat Victor la el și a zis, n-am făcut în viața mea așa ceva, să dau un contract la un copil, dar ți-l dau. Și de ce? Pentru că nu trebuie să-l numele Domnului. Când David a stat în fața lui Saul, care știa că ea este un războinic sau era o armată. Dar n-aveau curaj să treacă, era prea periculos să atace pe acel netăiat împrejur, dar care era uriaș. A venit David din cuțul, la care probabil și mânicile au fost lungi și armele erau prea grele, nu putea să le ridice, să le mânească și zice, eu merg în numele Domnului oștirilor. Și voi da pe acest nelegiuit păsărilor cerului. Și a avut victorie, preiețile. Al patrulea lucru pe care vreau să-l folosiți, vă rog din toată inima, să-l luați foarte serios. Sunt lucruri pe care eu le folosesc. Am mers în misiune și n-am cerut un cent de la nimeni. Și nu vreau să cer de la nimeni un cent. Știți de ce? Pentru că Domnul ce comandă și plătește. Asta e convingerea mea. N-am încurajat pe nimeni să meargă în misiune și să spună Domnul mi-a pus pe inimă o viziune și merg acolo, dar biserica nu mă înțelege și nu vrea să mă suportă. Nu te-a plătit Domnul, nu te-a trimis Domnul. Stai acasă. Am mers și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce avem este ce este scris aici. Dar atâta vreme cât luăm această Constituție a Cerului, nimeni și nimic nu ne va putea opri. Din loc în loc oriunde am mers, Duhul Domnului ne-a spus de victoriile mari care le-a pregătit, de victoriile mari care ni le va da. De ce? Pentru că mergem în numele Domnului oștirilor. Și vreau să vă încredințez în mâna Domnului în seara aceasta, ca să vă ridicați la nivelul la care să puteți să spuneți, noi mergem în numele Domnului oștirilor. Un alt lucru pe care vreau să-l folosiți este acesta. Domnul a lăsat o lege a semănatului și a secerișului, a seceratului. A pus o putere în sămânță care are putere de multiplicare. Semenea sămânță și este mai multe. Veniți înaintea Domnului de multe ori să semănați, nu-i așa? Și eu am semănat. Am semănat mii de dolari pentru fiecare copil al meu, la stații de televiziune, la lucrări în jurul lumii. Și m-am trezit că nu se întoarce nimic înapoi și am zis, Doamne, nu se poate. Toți americanii la 1700, la diferite lucrări pe satelit, ne spune semănăm și primim, semănăm și primim. Noi nu primim nimic. Ce se întâmplă? Domnul mi-a spus, nu știi cum să le trimiți. Le arunci și nu le mai găsești. Și am zis, Doamne, cum? Păi uite-te înapoi în Vechiul Testament și vezi când venea cineva ca să ducă o jertfă, ce trebuia să facă? Mai întâi trebuia să se asigure că găsește un animal pe care să-l cumpere, trebuia să-l coste pe el sau să-l dea din turma lui. Iar animalul acesta să fie fără cusur. Indiferent ce mărime era, trebuia să fie fără cusur. În al doilea rând, trebuia ca animalul acela să fie jertfit în numele familiei sau persoanei respective. Și nu numai să-l ducă la preoși și să-i spună taie țapul acesta că eu cred că o să întâmple ceva după aia și toate păcatele mele sunt duse. Nu. Mâinile lui trebuia să fie puse pe țap, eventual lucrarea care se făcea dacă era țapul la zazel care era trimis în pustie, trebuia să-i se pună păcatele peste spatele lui. În alte cuvinte, era un nume și era o direcție sau era o folosință pentru jertfa respectivă. Și Domnul mi-a spus, numește sămânța Cărosene. Și am zis, aceasta este sămânța Corneliu de Legal. Familia mea toată semănăm sămânța aceasta. Și este semănată pentru țara cu tare. Vreau să intru în țara aceasta și să vestesc Evanghelia. Și Domnul a început să deschide ușile. Și atunci am înțeles, așa e bine, Doamne, Tu m-ai învățat. Dar de ce atâția ani am aruncat sămânță și nu s-a întors niciodată la mine? Preiubiților, sunt multe secrete, dar Biblia spune așa. Să nu facem cu nebăgare de seamă lucruri, Doamne. Hai să luăm fiecare detaliu din Scripturi. Pentru că Domnul nu-i place cât de profesional știm noi să le impresionăm cu tot felul de lucruri frumoase, ci Domnul nu-i place dacă facem lucrurile care El ne-a spus să le facem așa cum vrem. Dacă Moise ar fi făcut templul într-un fel care a văzut el la Faraon că e frumos să-l faci și n-ar fi făcut după imaginea care a primit-o de la Domnul, Dumnezeu n-ar fi fost sfințit acolo. Dar El a primit imaginea de la Domnul și a făcut așa cum i-a spus Domnul. Vreau să închei, dar nu înainte de a ruga pe Domnul Dumnezeu să facă ca seara aceasta, care a fost o seară așa de minunată, ca între prieteni.
De fapt, nici nu mi-am propus să predic în seara aceasta. Vreau doar să vă împărtășesc ceva din viața noastră de slujire și să vă încurajez. Să nu fiți descurajați că se întâmplă unele lucruri care nu le așteptați, ci să fiți încurajați că Domnul este în control în toate lucrurile. Indiferent ce va fi mâine, noi știm că Domnul este în control.